Am revenit și discutăm despre handbal, pentru că România, echipa națională de fete a României, a pierdut aseară partida cu Norvegia 20-28 la campionatul european. Discutăm cu colega noastră de la ProSport.ro, Andreea Visu. Bună dimineața, Andreea, îți mulțumesc că ești alături de noi. Bună dimineața, Victor, mulțumesc pentru invitație. Semeni așa cu ochii ăștia albaștri, parcă ești din echipa Norvegiei. Ia zi-mi, cum ți s-a părut partida de aseară? Pentru că mie personal, eu am simțit după multă vreme într-un meci atât de puternic, avem șanse. La un moment dat chiar credeam că o să câștigăm. Din păcate, în ultima parte am picat inexplicabil. Tu cum ai văzut partida? Și eu zic că timp de 45 de minute m-am arătat foarte bine. S-a jucat practic cap la cap. Da? Adică exact. Am și condus. Exact, exact. Da, în prima repriză s-a terminat la egalitate. Da. Deși ne-au condus, da, nu mai știu când ne-au condus. La vreo 4 goluri. 12-8 la un moment dat și după aia am terminat 13-13 la pauză. Eliza Buceschi a fost cea care a restabilit egalitatea și a dus acest rezultat la pauză. Poate mulți specialiști apar acum, așa cum apar de obicei după eșecuri din astea și spun că ne-a distrus Norvegia, dar nu a fost chiar așa. Rezultatul, au spus-o și fetele, a spus-o și selecționerul, rezultatul nu este tocmai unul real. Și uite că noi am învins Norvegia fix acum 2 ani. Da. Tot la 8 goluri diferență, acum să zicem că și-au luat revanșa, deși poate, repet, unii specialiști vor spune că sunt cuvinte mari astea. Că... Bine, pe de altă parte să nu uităm că Norvegia este poate cea mai puternică națională în momentul de față. Este multiplă campioană europeană. Nu? Exact, are 7 titluri. Exact. Bine, au avut și un portar în formă foarte mare, Catrina Lunde, și noi am avut doi portari foarte buni. Chiar mă uitam la Denisa Dedu, a fost incredibil în repriza a doua. Dar și Dumanska a arătat foarte bine în prima parte, a avut foarte multe parade și ea și ne-a salvat și bara de foarte multe ori în prima repriză. Și pe norvegieni și arbitrajul, pentru că ne-au scos mingea de câteva ori în parte. Da. Și am văzut că și fetele, mai ales Cristina, am văzut-o un pic supărată la un moment dat și chiar i-a transmis selecționerul să se calmeze, să rămână calme toate în continuare și... Dar ți s-a părut cumva o schimbare de strategie? Mi s-a părut că parcă tot jocul nu se mai construiește în jurul Cristinei Neagu. Mai curând, Neagu a fost pasator decât la finalizare. Dar a spus-o și Cristina la conferințele de presă din zilele acestea că acum adversarii o cunosc și știu la ce să se aștepte și din partea ei. Și a spus-o și că nu mai este la fel de în formă, pentru că vine după accidentare. Și uite că COVID. Exact, asta voiam să spun, că echipa noastră nu a fost completă, să spunem așa, da? Am fost loviți de COVID. Uite, nu am avut-o pe Cristina, pe Crina Pintea, scuze. În schimb, am câștigat-o pe Ostase, Lorena Ostase. Mie mi s-a părut surpriza României. Și s-a potrivit foarte bine cu Neagu acolo, exact, mi s-a părut. Exact. I-a dat Neagu foarte multe pase. Am scris în special în meciul cu Polonia. Mi-a plăcut foarte mult de Lorena Ostase și cred că este un câștig pentru echipa națională a României. Bun. Cristina Neagu a avut 16 aruncări la poartă, a marcat de doar 4 ori. Foarte puțin. Și stau și mă gândesc, crezi că în perioada următoare va crește jocul ei sau în continuare trebuie să ne bazăm pe echipă și nu pe Neagu cum a fost până acum? Depinde, în grupa principală. Da, depinde de ea, cum se simte ea. Asta doar ea poate spune, doar ea poate transmite, că nu știm noi cum, ce urme a lăsat accidentarea, COVID-ul și așa mai departe în organismul ei, știi? Și ea a spus-o la un moment dat că nu mai are 20 de ani. Deși eu sunt optimistă și sper că își va reveni și va fi din nou la 100%. Acum, uite, grupele principale, meciurile din grupele principale încep imediat, acum pe 10 decembrie. Exact. E un timp destul de scurt. Intrăm cu 0 puncte. Da. Nu știu dacă... Ce înseamnă asta pentru România, Andreea? Intrăm cu 0 puncte. Va fi mult mai dificil. Evident. Asta e clar. Va fi mult mai dificil. Important e ca fetele să aibă o mentalitate de învingător, să spun așa, pentru că și ele au spus-o că în meciul cu Germania nu au crezut la fel de mult precum au crezut ulterior în meciul cu Polonia, nu au crezut în ele. Și cred că este important să plecăm cu mentalitatea asta. Băi, putem să batem, putem să mergem mai departe, deși este dificil, știi, și trebuie să fim este realiști. Dificil, da. Azi se mai joacă Serbia-Croația și Ungaria-Olanda. Da. Cum vezi cele două partide? Deci Croația este calificată, deja cu noi, da. Următoarele calificate se vor decide între Serbia, Olanda și Ungaria. Da. Eu cred că Ungaria va merge mai departe și
Olanda este cumva surpriza neplăcută, pentru că este campioana mondială. Da. Dacă a arătat așa până acum, sincer, eu cred că va merge acasă. Deci mizez mai pe ales că și Ungaria are o echipă foarte puternică. Exact. Mizez pe Serbia și pe Ungaria și nu ne va fi ușor cu Ungaria, de exemplu. Asta vreau să te întreb. Ce partide ți se par cele mai dificile pentru România? Cred că cea cu Ungaria va fi cea mai dificilă. Știm și rivalitatea asta între România și Ungaria, dar bine, la fete nu cred că se resimte atât de mult. Și Croația, uite, arăta foarte bine. Deci s-ar putea să tremurăm și acolo. Care portar ți-a plăcut mai mult? Dedu sau Dumansca? Nu pot să aleg. Amândouă mi-au plăcut foarte mult. Cristina, doamne, Denisa a jucat mai mult. Dedu mi se pare mai spectaculoasă. Nu știu. Are niște intervenții mai așa de... Se aruncă cu totul, cu tot sufletul. Da. Și se și exprimă în așa fel. Are, nu știu... Și dă parcă un alt tonus echipei, nu? Da. Ai văzut cum țipă după ce reușește să respingă mingea. Cred că contează toate lucrurile astea într-o partidă cu asemenea miză. Păi e ca la fotbal până la urmă, știi că de-aia pui portarul capitan, că el are o altă viziune, el poate împinge cumva echipa de la spate. Da, Denisa Dedu și mie îmi place foarte mult și cred că este și a fost un mare plus pentru echipa României, dar, repet, nu vreau să uităm pe Iulia Dumansca. Nu, pentru că, repet, și eu, în prima repriză, Dumansca a fost decisivă, iar în repriza a doua și-a împărțit, practic, reprizele. Bun. Cum ți se place foarte mult faptul că sunt unite, deși sunt rivale pe post, să spunem așa, la handbal, nu cred că e cazul. Nu e ca la fotbal, exact. Îmi place că sunt foarte unite și uite, am văzut un video de când a revenit Denisa Dedu de după carantină, Iulia Dumansca s-a dus la ea, a îmbrățișat-o, i-a urat bun venit. Îmi place foarte mult atmosfera asta de la ele de acolo. Da, fiind al sport, repet, nu ești ca la fotbal unde dacă ai intrat în poartă și aperi bine, stai și nu îl ții pe cealalt pe tușă. Cum ți se pare discursul lui Bogdan Burcea? Pentru că mi se pare foarte, foarte calm selecționerul, indiferent de ce se întâmplă în teren. Dar l-ai văzut și la time-out-uri, că și acolo este asta la fel. Asta spun, în mod special la time-out-uri mă refer. Da, poate fi și bine, poate fi și rău. Câteodată fetele cred că au nevoie de un plus de adrenalină, chiar dacă ea există acolo când ești pe teren. Dar poate fi și bine pentru că poți să domolești cumva tensiunea și presiunea și toate lucrurile de genul acesta. Bun, cam asta a fost, Andreea. Îți mulțumesc mult că ai fost alături de noi. Să mai vii! Dacă mă inviți, vin. Normal că te invităm. Cum să vorbim despre handbal oricând. Da, asta a fost pentru astăzi. Ne revedem mâine dimineața la ora 10 la ProSport Live. Până atunci, nu uitați ProSport.ro și Liga2.ProSport.ro pentru cele mai interesante știri din sport. Și nu uitați, votați fotbalistul român al anului, fotbalistul străin din România și antrenorul anului pe ProSport.ro. Să aveți o zi frumoasă!